Afacerea am început în urmă cu 5 ani și jumătate și ideea acestei afaceri a venit de la faptul că în perioada respectivă importam acest gen de produse din afară, în special Germania, Slovacia, Ungaria și Austria. Lovindu-ne de multe probleme în distribuirea acestor produse și în păstrarea lor pe piață, nu știu dacă vă aduceți aminte, în perioada respectivă trebuia să lipim în limba română etichete pe ele și așa mai departe, încet, încet am avut ideea de a face propria noastră fabrică. Am început să studiem piața, am contactat furnizorii de utilaje, am contactat producători care au dispus să discute cu noi și am găsit o colaborare bună, foarte bună, cu o companie specializată din Anglia. Am început proiectul împreună, am lucrat, cred că, un an și jumătate numai la proiect. După care am început să găsim sursele de finanțare, furnizori de utilaje dispuși să ne sprijine în realizarea acestei fabrici. Din păcate, a face așa ceva nu se pune problema de a cumpăra o fabrică. Deci, îți inventezi produsul după care îți construiești fabrica. E o chestie destul de interesantă și foarte greu. Pentru aceasta este o afacere mai exclusivistă. Deci, în ultimii ani sunt foarte puține fabrici adevărate care s-au făcut în România și în lume, în general, se mai împart între ei, se cumpără unii pe alții, dar e o industrie destul de exclusivistă. Și din acest motiv este foarte greu să pătrunzi pe piață și, pe urmă, foarte greu să te menții. Cred că este mai greu să te menții decât să pătrunzi pe această piață. Cam asta a fost legat de ideea și începerea acestei afaceri. Înainte de Ciocolata Galactic, vă referiți la afacere, da? Ce afacere am avut? Deci am făcut importuri, am făcut exporturi, în primul rând, exporturi de bunuri de larg consum, importuri. Deci am făcut orice cu mijloacele pe care le aveam la început. La început, neavând nicio bază de pe care să pornim, am început să valorificăm, practic am făcut comerț. Un comerț de un nivel destul de ridicat pentru început, practic asta ne-a și propulsat către industrie, înțelegând mult mai repede ce urmează, ce trebuie să facem pentru a ne continua afacerea la un nivel mult mai înalt. Și atunci, pornind de la un standard destul de ridicat, respectiv, am început cu afaceri în import-export, cu firme și cu companii de renume și nu se abătea de la standardul licenței și de la parametrii calitativi pe care noi vedeam în alte piețe, practic nu era adaptat pentru România, unde cred eu că piața este mult mai aproape de produsele englezești, franțuzești și în special de cele din Germania și țările germanice, să zicem așa. Deci a făcut o impresie proastă, 50% din produs s-a întors înapoi în fabrică, punând într-o situație absolut delicată. Deci de acolo am început o serie de multe, multe probleme pe care le-am avut și practic am început să învățăm ce înseamnă piața, competiția și concurența. O luptă foarte, foarte grea și foarte dură, unde nimeni nu poate să te ajute pentru că ești în competiție. Cei care ar putea să te ajute sunt chiar competitorii tăi și trebuie să te descurci singur. Deci asta a fost cel mai greu lucru pe care l-am avut noi de întâmpinat, că este o afacere de succes. Noi nu am avut de unde să învățăm acest lucru, fiind într-un domeniu, dacă vreți, pionieri la momentul respectiv. Și atunci tot ce făceam noi trebuia să anticipăm. Trebuia să anticipăm ce se va întâmpla dacă. Ce se va întâmpla dacă. Deci asta a fost una dintre marile probleme pe care le-am avut în fiecare zi. O a doua problemă a fost instabilitatea economică. Instabilitatea economică, în foarte multe rânduri, la sfârșit, trăgeam linia și nu reușeam, din cauza fluctuației pe piața cursului leu-dolar, nu reușeam să cumpărăm cu banii pe care îi încasam din produsele vândute la un termen de banii mai greu recuperați de pe piață, cu anumite pierderi și așa mai departe, banii recuperați nu erau suficienți pentru a plăti materiile prime pentru un nou produs. Deci nu este foarte simplu și a fost chiar foarte, foarte greu.
Un alt domeniu în care am avut foarte multe probleme era legislația foarte stufoasă, foarte greu de de anticipat ce se va întâmpla peste o lună, peste un an. Noi făceam totuși, chiar dacă la o scară mică, făceam industrie, deci făceam